La 7 zile de la cutremur, Turcia încă luptă pentru supraviețuire. Șansele ca oamenii să mai fie găsiți în viață sub dărâmături scad exponențial odată cu trecerea orelor. Însă o luptă crâncenă se duce acum pentru ca sinistrații să nu moară de foame și frig. Vlad Petrișor a urmărit lupta salvatorilor pentru viețile celor prinși sub dărâmături. Bună seara, Vlad! Te ascultăm, ești în direct. Bună seara, Cristian, bun găsit tuturor. S-a împlinit o săptămână de la cele două cutremure care au devastat orașe întregi din Turcia și Siria. Suntem acum în Karamarmaraș, epicentrul celor două cutremure. Și dacă spuneam în transmisiunile anterioare că în Antakya este rău, ei bine, aici proporția dezastrelor este de 10 ori mai mare. În locul în care mă aflu acum era înainte un bloc în care locuiau mai multe persoane. Foarte puțini au putut fi salvați. Totul s-a transformat, după cum puteți vedea, într-un morman de gunoi și moloz. Oamenii au fost răniți, mulți au murit aici. Însă oamenii nu și-au pierdut speranța. Am vrut astăzi împreună cu colegii mei să vă aducem vești bune și să vorbim despre miracole. Salvatorii au descoperit o urmă de viață într-o clădire care se prăbușise. Aveau informații că acolo există un copil împreună cu bunica și cu mama lui. De peste 50 de ore, salvatorii turci și cei spanioli se chinuie să îi scoată de sub dărâmături. Însă până la această oră nu au reușit. Și cu fiecare secundă care trece, șansele ca ei să fie găsiți în viață sunt din ce în ce mai mici. Pe străzi suntem doar noi, cei din presă, militarii, salvatorii, pentru că majoritatea oamenilor de aici, din oraș, au plecat. Iar cei care au rămas, parcă nu vor să accepte că rudele și prietenilor s-ar putea să nu mai fie găsiți în viață. Cristian, până acum acestea au fost informațiile. Înapoi la tine.